Astăzi fotbalul, în afară că nu-ți mai dă strada, ți-a luat și curtea școlii, din câte înțeleg. Acum se reface ceva și e foarte bine și îl văd pe Negoiță la sectorul 3, foarte dinamic din punctul ăsta de vedere, și pe la 4 am văzut ceva. Pasiunea oamenilor trebuie să reînceapă. Văd că guvernul vrea să miște ceva, dar n-am văzut nimic despre medicină și cercetare. Absolut nimic. Deci nu mai putem să facem fără asta astăzi sport de mare performanță. Am văzut pe acolo și chestii generale. Nu, domne, trimiteți, domne, guvernul României și spun de peste 10 ani, 12 ani. Faceți o echipă de oameni care sunt economiști, profesori de sport, juriști, oameni din domeniul sportului, din minister. Trimiteți-i afară 6 luni. America, Anglia, Spania, Germania, unde vreți. China, Japonia. Și după adunații sau un an și adunații pe toți, cu toată documentația cu care vin de acolo, și hai să facem noi un proiect frumos pentru viitorii 10, 15 și mai departe, și să nu ne mai grăbim așa că mâine facem și dregem, că poimine. Cine știa de Popovici în România? Foarte puțină lume. Iar acest copil a spart lume. Bravo lui și familiei lui. N-am știut. Prima dată l-am văzut acum vreo 7-8 luni cu cum cheamă? Grință, celălalt. Glință. Am zis Grință, îmi cer scuze. Că făceau reclamă la niște suplimente de-astea. Deci doar așa i-am cunoscut. Sau nu mai spun de Halep, eu știu cu Raluca cât am, de fapt Simona, Dumnezeu să o odihnească, cât a suferit lângă Raluca. De la 5 ani să poată să ajungă în prima sută, să spunem, mondială. Și mai sigur, după ce s-a prăpădit Simona, asta a fost. Halep, eu realizez câtă muncă a fost la acest copil și cât a participat familia. Deci, sigur că e important, e foarte importantă familia, dar vină tu stat și când descoperi, găsești soluția de scouting, de descoperire, hai să vorbim românește, și dai drumul și sprijină. Ai proiecte, ai programe și dai drumul și sprijină. Deci astea sunt marile probleme. Nu avem o structură de niște proiecte pe sport în general și pe fiecare sport în parte. Celor care nu v-au văzut jucând, ce le-ați spune? Cum a fost fotbalistul Mircea Sandu? Păi poți să intre, că acum cu toată tehnologia. Mi-a plăcut foarte mult. Și probabil că deci am jucat 409 meciuri în Liga 1. Având 2 ani pierduți datorită unor operații la genunchi care au fost greșite sau n-am făcut eu recuperare ca lumea, nu vreau să condamn medicii. Eu sunt de vină. Deci am pierdut cel puțin 30 de meciuri. Deci era undeva la 450 de meciuri în prima divizie. 100, aproape 70 de goluri, de-aia n-am bătut penalti. Dudu a bătut. Nu eram pentru așa ceva. Nu aveam, cum să spun, concentrarea poate sau spiritul acela de nesimțit între ghilimele, că să-l execut din acțiune, da, fără probleme. Aveam o plăcere extraordinară să pot să înscriu. Deci dacă 15 ani, eu aveam 5 penalturi pe an, erau cel puțin 75 de goluri. Probabil. Ratam 25, hai să zic, 50. Deci era peste 200 și ceva de goluri. Dudu a bătut, Moxu a bătut, Cămătaru a bătut și el a executat. La noi era Tavi, era Romică Tavionescu, Romică Chihaia, care... Când joci peste 250 de meciuri, înseamnă că ai o bucurie, ai și un pic de valoare și te trăgea și lumea, dumne, cum să spun. Lumea în stadion se comporta altfel. Revin la meciul cu Grecia și spun că mă duceam, mai că mi-a făcea bufetele pe Estacada de la 23 august cu Izvorul Rece, restaurantul. Ea pe Izvorul Rece. Și mă duceam dimineața cu ea cu camionul, la 7 eram acolo pe Estacada, în sfârșit. Și veneau oamenii de la ora 11, veneau. Își făceau coifuri, jucau table,
după ce se termină meciul, că bineînțeles era nocturnă, se aprindeau toate ziarele alea, erau făcute și n-a fost niciun incendiu, deși erau astea de lemn, gradenele de lemn. Deci n-au fost probleme. Dacă cineva ți-a asemănat din fotbalul de astăzi, dacă ar fi să ziceți pe atacantul ăsta... Poate companiu, care e foarte atent în fața porții și înscriu ușor. Are această abilitate de a înscriu ușor. Așa, repede. Nu știu. În orice caz, ducem lipsă de vârful de atac. Deci, Nedelcu 2, Cun, Cămătaru, Georgescu, eu, fiecare echipă avea câte un vârf foarte bun. Foarte bun. Și care avea o medie de cel puțin an de an de 12-14 goluri. Câmpeanu 2 și așa mai departe. Nu cred că se mai lucrează, eu știu, individual, pe calitate, de mic. Eu am jucat fundaș central. Am jucat mijlocaș. Deci când am scăpat în anul acela, e adevărat, cu intervenția politică, Clujul, noi, eu am jucat o jumătate de an fundaș central cu Viorel Kraus. Adică el e extremă stângă, eu vârf. Și aveam calități fizice foarte bune amândoi și atunci am făcut foarte multe puncte, totuși. Îți trebuie o polivalență la început, după care ochiul antrenorului și să-ți vadă calitatea și să te pregătească și să te promoveze pe calitățile și pe ce ai tu mai bun ca să poți să dai randamentul maxim. Iar ceea ce se întâmplă astăzi în fotbalul mondial, nu cred că în România se poate întâmpla în viitorii 10-15 ani. De ce? Cum se poate? De ce am vorbit până acum? Nu este bază materială, nu este instructaj, nu este proiect, nu este calitate. Vedeți, umblăm după copii ăștia care părinții au plecat afară și s-au născut, s-au plecat foarte mici acolo, au ajuns la niște cluburi, dar eu am văzut un jucător acum care îmi place și cred că poate să ajungă față de tot ceea ce promovați voi prin presă, fundașul ăsta de la Milan, fundașul dreapta, care de fapt cred că e fundaș central, Cubiș. Moare pe teren, calități fizice extraordinare, nu are o tehnică extraordinară, dar se poate îndrepta. Cred că va putea ajunge un jucător bun. De asemenea, Racovițan e un jucător cu niște calități bune. Eu cred că Rădoi a spus că l-aș fi luat la echipa națională, numai că s-a accidentat când s-a transferat în Polonia. Deci nu prea găsim aici, dar îi căutăm acolo. De ce? Pentru că totuși procesul de pregătire, cultura fiecărui club și în general sportului acolo este alta decât e la noi. Noi reușim ceva individual acum, pentru că și la canotaj e tot, chiar dacă este de 2, de 8, este totuși calitatea individuală a fiecăruia care e pregătit și trage acolo. Fotbalul ar fi poate cel mai ușor sport, că împarți efortul pe 11 sau pe 10, că portarul mai puțin. Asta văd eu la fotbalul actual. Se împarte ceea ce ne spunea nou și Angelo cu posesia, cu toate astea. Mingea la noi, să o controlăm, ca să alerge ceilalți. Și Naemi ne spunea să alerge ceilalți după minge. Asta văd eu azi. Deci mingea este în posesie, cel puțin City, eu știu, și toate marile cluburi astea fac o posesie extraordinară. Încearcă, nu reușesc, revin, iar încearcă, nu reușesc, până la urmă găsesc breșa și au ocazie. Sau chiar înscriu. Ori la noi m-am uitat și nu m-am uitat așa de mult pentru că îmi stric optic ceea ce văd la ceilalți, la englezi, în special la englezi, dar și la nemți, și la spanioli, francezii, italienii după aia. Îmi deformez. Pe cuvânt. Păi văd, am văzut un meci de Liga a doua, Galaciu, acum al lui Dorinel cu Chiar. Băi, fraților, atâtea bubuituri. Adică, băi, dacă ai un pic de valoare și de... Pune mingea jos, mă, cu încredere.
pasează, mai ales că Dorinel a fost tipul ăsta de jucător.